Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În ultima perioadă, în ultimul an, prețurile au crescut foarte mult și la multe, în multe domenii s-au modificat prețurile la alimente. Dacă mergeți la supermarket, veți observa și dacă ar fi să faceți o comparație cu prețurile de anul trecut, pe vremea asta ele sunt cu mult mai mari. Aceleași lucruri le mai cumperi cu suma cu care le luai anul trecut, să spunem coșul de cumpărături. Dacă mergi la restaurant, o masă te costă mai mult față de anul trecut. Nu mai vorbim despre prețurile imobilelor. Prețurile materialelor de construcții au crescut și sunt în creștere, în continuare. Se scumpesc cimentul, lemnul, sticla și așa mai departe. Unele dintre ele s-au și dublat. Prețul lemnului, spre exemplu, după cum spun unii constructori, s-ar fi dublat față de anul trecut. Ca atare și prețul imobilelor este mai ridicat acum și va continua să crească în intervalul următor. A crescut și prețul motorinei, dar salariile noastre au rămas aceleași. Așadar, pe lângă marea problemă a crizei epidemiologice, avem și problema aceasta a creșterii prețurilor. Rata inflației a explodat în multe țări și la noi și au crescut foarte mult prețurile. E adevărat, restaurantele au avut, au ieșit, au fost în pierdere câteva luni. Multe industrii, multe ramuri au fost, ale industriei au fost afectate semnificativ, dar parcă acum ar încerca să recupereze și recuperează pe buzunarul nostru, al clienților, al cumpărătorilor, care trebuie să facă față cu același venit, pentru că ele nu s-au mărit, cu același venit să facă față vieții de zi cu zi și cheltuielilor de zi cu zi. A, prețurile în cazul excursiilor, vacanțelor, sunt și ele mult mai mari față de cele de anul trecut sau de acum 2 ani. Și totuși oamenii merg și e plin la mare, la munte și prin străinătate, tocmai pentru faptul că această perioadă în care n-am avut vacanță, n-am putut să iau, au fost o mulțime de restricții, ne-a făcut să ne relaxăm mai puțin, să ne dorim mai mult să plecăm în vacanță. Și oamenii au dat mai mulți bani pentru, au plătit mai mult pentru și pentru vacanțe. Deci sunt o mulțime de domenii în care prețurile s-au modificat și repet asta pe buzunarul nostru. Nu știu, ce am putea să facem ca să... Asta până la urmă undeva tot va duce și va duce practic în puterea la scăderea puterii noastre de cumpărare, dacă ea n-a scăzut suficient până acum, dacă tendința se va menține pe viitor. Cu toate problemele și criza epidemiologică și o să purtăm și mască, o să ne și distanțăm și n-o să mai avem nici cu ce să plătim o mulțime de lucruri. O să ținem o dietă forțată, pentru că unul din vlogurile mele anterioare a fost legat de dietă. Foamea este cea mai importantă în diete. Cel mai important este să știi că îți va fi foame și îți va fi foame non-stop și nu o zi, două, trei, cinci, ci o lună, două, trei. Da, să sperăm că nu o să ajungem la o foame din asta forțată. Unde se va ajunge, eu nu am găsit pe niciun, nu prea am văzut nici pe la televizor în ultima vreme vreun analist economic, vreun om important care să pună mai mult accentul pe scumpirea alimentelor, pe creșterea prețurilor în general, la motorină, la alimente, la vacanțe, la materiale de construcții, la imobile, la... N-am cercetat, nu știu dacă au crescut prețurile mașinilor sau în alte domenii, dacă au fost modificări. Cert este că sunt multe probleme în această perioadă la care trebuie să facem față și trebuie să le gestionăm și să le luăm în seamă
pe fiecare în parte. Sigur, criza epidemiologică, acest virus cu care ne luptăm cu toți este foarte important, dar sunt și altele, nu știu, la fel sau de importante sau mai puțin importante sau mai importante, nu sunt eu în măsură să spun, dar sunt. Trebuie să le luăm în seamă, trebuie să chiar dacă ele se întâmplă așa cumva pe nesimțite, ne afectează și ne afectează în modul cel mai direct cu putință, dacă aș putea vorbi așa. Să ținem cont de ele. Ele există, trăim cu ele și trebuie să ne adaptăm. Va trebui probabil pe viitor să ne adaptăm la o mulțime de situații neprevăzute. Ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media, zi minunată, vă doresc, dragi prieteni!